Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit detalarea de tarot pentru luni 4 ianuarie. Hai să vedem care sunt energiile pentru această zi, pentru acest început de săptămână pe dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, avem niște cărți interesante care au ieșit aici. Hai să ne uităm la fiecare în parte. Pe situația de dragoste avem aici judecata, arcană majoră care a ieșit pe această poziție și în luna decembrie, dacă nu mă înșel, pe finalul anului. Pentru o parte dintre voi este posibil aici să se repete niște teme de care v-ați lovit și în ultimele zile ale anului 2020. Judecata este o carte karmică care vine cu răsplata conformă faptelor, acțiunilor, a vorbelor, a gândurilor pe care le-a avut fiecare în relație cu partenerul, partenera, cu oamenii din jurul vostru în relațiile trecute sau prezente de dragoste. Judecata aduce anumite elemente din trecut, le repune în centru atenției, le analizează și în funcție de ce comportament ați avut, în funcție de ce karmă ați adunat, o să primiți o răsplată pozitivă sau o să fiți taxați de univers. Nu e momentul să vă panicați, este foarte important ca din această carte să trageți o învățătură de minte. Oamenii se schimbă, evoluează, cresc în fiecare zi. Persoana care ești azi nu e persoana care ai fost ieri, e diferită de persoana care ai fost în urmă cu un an, cu 10 ani, așa mai departe. La momentul judecății nu ești neapărat taxat sau judecat pe momente individuale din viața ta, ci pe felul în care ai evoluat pe tot parcursul vieții tale, pe tot ce ai făcut până în prezent pe sectorul acesta de relații. Cei care n-ați învățat lecția la finalul anului 2020, aici judecata vine și vă reiterează din nou aceeași lecție, aceeași învățăminte. Vă mai dă o șansă să demonstrați că sunteți capabili de a evolua, sunteți capabili de a schimba ceva. E posibil pentru o parte dintre voi că sunteți singuri, că sunteți căsătoriți, aici judecata să vină cu mesaje sau comunicare sau cu reîntâlnirea unei persoane din trecut, fie o persoană cu care ați mai avut ceva de împărțit sau o persoană pe care o cunoașteți deja sau poate fi chiar o persoană nouă pe care n-ați mai cunoscut-o în această viață, dar cu care ați avut niște legături karmice în trecut. Mare atenție aici, să analizați foarte atent fiecare în funcție de situația voastră individuală de viață. Dacă aceasta este o relație benefică pe care merită să investiți timp și efort, fie că va fi o relație de dragoste sau o prietenie, o amiciție, sau dacă e o relație toxică pe care trebuie să învățați să o tăiați, pe care trebuie să aveți curajul să o eliminați din viața voastră. Trebuie să decideți fiecare pentru voi individual, să vă analizați foarte atent situația voastră de viață, traiectoria voastră de viață, karma voastră individuală. Eu nu pot să vă dau răspunsul aici, pentru că judecata vine cu lucruri diferite pentru oameni diferiți. Hai să mergem mai departe pe partea de sănătate. Aici avem treiul de bâte. Treiul de bâte este o carte foarte frumoasă, este o carte de răsplată pentru efortul depus în trecut, pentru munca depusă în trecut. O parte dintre voi o să primiți astăzi rezultatul de la niște analize, răspunsul de la un medic, o să primiți un răspuns favorabil după o îndelungă bătălie cu această boală. Aveți susținere de la univers, de la acești trei îngerași aici care vă susțin pe partea de sănătate, dar asta nu înseamnă că de acum înainte nu mai trebuie să fiți vigilenți. Ați trecut prin această experiență, ce o să faceți ca să vă asigurați că în viitor nu mai sunteți nevoiți să repetați toată această muncă, tot acest efort? Ce o să faceți ca să nu mai ajungeți în starea inițială, în starea proastă de sănătate în care ați fost în trecut? Mare atenție aici la posibile inflamații, luxații, zgârieturi, tăieturi,
la mici accidente casnice care poate să intervină cu această carte de foc. Per total, o energie frumoasă. Hai să mergem mai departe pe partea de bani, carieră, situație financiară. Aici avem forța, puterea, cartea care în tarot reprezintă zodia leului. O zi foarte frumoasă pentru lei sau pentru cei care aveți un partener, parteneră de afaceri în zodia leu, șefi, colegi, colaboratori în această zodie. O zi în care puteți să realizați foarte multe lucruri la locul de muncă, puteți să avansați în anumite proiecte, în anumite planuri de afaceri pe care le aveți. Sunt foarte bine aspectați artiștii, arhitecții, designerii, scriitorii, muzicienii, pictorii, sculptorii, actorii, scriitorii, dar și cei care lucrează în educație, care lucrează cu copii. E o zi foarte frumoasă pentru toate aceste domenii. Pentru toți ceilalți este important să îmbinați cumva și creativitatea sau gândirea originală în activitatea voastră de zi cu zi, că sunteți angajați la o companie sau sunteți antreprenori, aveți propria voastră companie, propria voastră afacere. Partea aceasta creativă, de gândire inovativă, de înglobarea noilor idei, a noilor concepte în afacerea voastră va fi foarte importantă, pentru că o să vă ajute să construiți o afacere mai puternică, mai solidă, care să reziste mai bine schimbărilor care o să vină în viitor. Pentru că, da, anul 2021 va fi mult mai ușor față de 2020 pe sectorul sănătății, lucrurile o să se îndrepte, dar o să vină cu probleme pe partea aceasta financiară, o să vină cu schimbări pe partea financiară. Și în funcție de cât sunteți de maleabil și de adaptabil la aceste schimbări, atât de bine o să și navigați toată această perioadă. Nu cred că o să fie vorba neapărat de o criză economică, ci mai degrabă de niște momente importante, niște momente de cotitură în care se realiniază cumva valorile și interesele globale, în care Uranus din Taur, în quadratură cu Saturn sau cu Jupiter prin vărsător de-a lungul anului, o să schimbe cumva dinamica puterii, dinamica financiară. Și atunci o să fie momentul în care toate companiile o să trăiască să-și demonstreze forța, puterea, stabilitatea. De aceea e important acum, încă din primele zile acestui an, să vă revizuiți afacerea, să vă revizuiți cariera, locul de muncă, compania pentru care lucrați și să faceți o analiză obiectivă, să vedeți totuși cât de stabilă va fi această companie în fața schimbărilor care o să vină în acest an. Cât de stabil sunteți voi financiari în fața încercărilor care e posibil să vină în acest an. Nu vreau să vă speriați, vreau doar să fiți pregătiți. Bun, și acum hai să scoatem și un mesaj din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, vă reamintesc încă o dată de etalările pentru anul 2021, care sunt pe canalul meu de YouTube puse încă de anul trecut. Sunt videouri pentru fiecare zodie în parte, care analizez fiecare lună acestui an, dar și situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Le găsiți aici, în colțul din dreapta sus. Bun, și acum hai să scoatem o carte pentru ziua de azi. Îmi place să fiu eu. Nu mă mai judec sau critic. Sunt liber să iubesc ceea ce sunt eu. Un mesaj foarte frumos care vă îndeamnă să vă urmați calea inimii, să vă acceptați, să vă iubiți, să fiți voi în adevărata voastră lumină, în adevărata voastră valoare. Pentru că fiecare dintre noi a fost pus aici pe pământ, a fost lăsat în această viață, în acest moment, cu un scop foarte precis și fiecare dintre noi are ceva de adăugat acestei lumi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine, pa, pa!